Am plăcerea și onoarea de a avea alături de mine o invitată de marcă a folclorului nostru, o membră a generației de aur. Cu siguranță vă veți bucura să vă reîntâlniți după ceva vreme cu doamna Angela Buciu, doamna de aur a folclorului maramureșan. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre, frumoasă și distinsă doamnă, un mare talent, o mare sensibilitate artistică pe care o iubesc de mult, de mult, de tot. Bine ai venit, scumpa mea, pe meleaguri maramureșene, Ionica noastră Brumăraș a poposit și în Maramureș, unde aș dori să se simtă ca acasă, pentru că ospitalitatea maramureșană este recunoscută pretutindeni. Iar Ionica, care m-a invitat să particip la această emisiune, a acceptat ca să nu vin singură. Chiar v-am rugat acest aspect. Și atunci am zis eu, nu vin cu mâna goală. Și am venit cu un grup de copii, câțiva dintre cei pe care eu îi păstoresc, cum îi numesc eu, pepiniera mea pentru mai târziu. Și pentru că cei mai mari n-au reușit să se încadreze, unii au examene, alții au probleme de un fel și de altul, așa că m-am rezumat doar la câțiva, cu o mică excepție. Uneia dintre fetele mai mari, care este Antoanela Șofineț Lungu, și de fapt am răspuns și cu mai mare plăcere, fiind vorba de familia Șofineț, care oarecum tutelează acest loc unde noi ne aflăm și unde îmi doresc din toată inima să reveniți, pentru că e un loc superb. Doresc pe această cale să aduc și eu mulțumiri familiei Șofineț pentru amabilitatea de a ne fi găzduit filmările pentru ediția de astăzi a emisiunii noastre. Doamna Angela Buciu, doresc să vă adresez și dumneavoastră cel mai cald de mulțumiri pentru faptul că ați acceptat să veniți la noi în emisiune cu odoarele dumneavoastră pe care le iubiți și pe care, cu mămoșenie pot să spun, le învățați. Atât arta de a cânta, le călăuziți pașii pe drumul cântecului, dar le dați indicații prețioase, pot să spun, la cele mai mici detalii, să fie impecabil, să nu aibă nimic care să le știrbească din ceea ce trebuie să prezinte, să transmită. Noi creștinii prăznuim astăzi, 15 august, adormirea Maicii Domnului. Vreau să te felicit pentru faptul că te-ai aplecat pentru a realiza o astfel de emisiune cu ocazia Zilei de Sfântă Mărie din 15 august. Copiii de la mine din grup, de exemplu, iubesc foarte mult cântecele religioase, pentru că acești copii, în fiecare, în localitatea în care locuiesc, sunt cunoscuți, pentru că preotul de la biserică îi solicită mereu să cânte câte o priceasnă în cadrul duminicilor cu sărbători alese, pentru că așa le numim noi, că sărbătorile religioase nu este o duminică obișnuită, cu alte cuvinte. Doamna Angela Buciu, pentru dragii noștri telespectatori, pentru generația mai tânără și, de ce nu, pentru cei care probabil că s-au născut în case de români, dar în afara granițelor noastre, în diaspora. Puteți să ne explicați ce sunt, de fapt, pricesnele? Dacă ne gândim la etimologia cuvântului, cuvântul este de origine slavă, care spune precistima, care de fapt este Maica Precestă. Foarte frumos. Și de acolo și cântecele religioase și-au primit oarecum denumirea de pricesne.
De fapt, priceasna este momentul când părintele își ia împărtășania în biserică, în altar, iar cantorul cântă o priceasnă care este specială, asta în fiecare duminică. Numai că sunt cântece religioase de mai multe feluri, nu sunt numai pricesne. Sigur, sunt doamne, cântecele, da, mariane, de exemplu, cu ocazia Sfintei Mării, cum și astăzi noi vom prezenta câteva piese legate de Sfântă Mărie, așa. Și pe urmă sunt cântecele religioase obișnuite, care se cântă în orice moment. Maramureșenii, în mod special, ca de altfel tot poporul român, dar maramureșenii noștri, cu zonele limitrofe, Codreni, Chioreni, chiar și Oșeni, sunt foarte religioși. Și aceste cântece își au locul lor, în devenind multe din ele chiar de domeniul cântecului obișnuit în folclorul românesc. Rolul cântărețului de folclor, sigur că este altul. Repertoriu cules de acolo, de la Glie, care să-l pui în valoare și despre care în timp să se vorbească, care de fapt nu vin decât să pună amprenta pe ceea ce reprezintă artistul în mod cu totul special. Deoarece folclorul, Ionica, nu uita asta și să o spui, de câte ori vei avea prilejul telespectatorilor. Folclorul este de la nașterea noastră până ne apunem. Și atunci vorbim de cântece de leagăn, de cântece de muncă, cântece de dor, de dragoste, cum era înainte, cântece de cătănie, cântecele de nuntă, cântecele de joc de la nuntă, cântecele de înstrăinare, doinele de dor, de jale. Pe urmă sunt acele cântece cu diferite ocazii, cum sunt cele în mod special despre care am vorbit puțin mai devreme, cântecele religioase. Pe urmă vin cântecele care de fapt sunt colindele cu ocazia Crăciunului. Aha. Cât de minunate sunt toate acestea. Și pe urmă sunt bocetele care nu te duce în țânchirim, de acolo oameni nu zin. Că și cei care s-au dus carche la poștă n-au pus. Așadar, iată că vom asculta, dragi prieteni, câteva dintre pricesnele pregătite de elevii doamnei Angela Buciu, dar chiar și doamna Angela Buciu ne va dărui două dintre cele mai frumoase pricesne pe care dânsa le are pe unul dintre albumele domniei sale. Măicuță sfântă, te rugăm fierbinte, să ne asculți de apururi marea rugăminte. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, noi suntem fiii lacrimilor tale. Vino, Maică, iară, nu lăsa să piară țara și poporul, turma și păstă. Plângeai sub cruce, Maică-ndurerată,
te primeam ca mamă, noi și lumea toată. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fiii lacrimilor tale. Vino, maică, iară, nu lăsa să piară țara și poporul, turma și păstorul. Fă să bată zilnic la miloasa poartă, când în lume valuri încă ne mai poartă. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fiii lacrimilor tale. Vino, maică, iară, nu lăsa să piară țara și poporul, turma și păstorul. Călător pe-o mare veșnic tulburată, noi ne-am pus în tine și nădejdea toată. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fiii lacrimilor tale. Vino, maică, iară, nu lăsa să piară țara și poporul, turma și maică și fecioară, nădejdea sufletului meu, tu ești a mea mijlocitoare, la milostiv Dumnezeu. De n-ar avea în ceruri lumea, rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața. Selenii,
rămas de-a pururi iarnă. Și soarele n-ar fi zâmbit, de n-ar avea în ceruri lumea. Vărsat tu zorii peste pământul adormit, atunci umbra de pe moarte ar fi rămas fără sfârșit. Avea în ceruri lumea, rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața, asemenea.
greu. Fiecare-și are greutatea sa. Numai tu, Iisuse, ne poți ajuta, căci sufletul ți-ai ascultat pe vame și pe hoți. Prin jertfa crucii i-ai spălat și i-ai iertat pe toți. Fiecare-și are greutatea sa. Cheers.
Doamne Dumnezeule, auzi ruga mea, ai milă de mine și nu mă lăsa, că în cazul e mare și povara e grea. Ajută-mă, Doamne, scapă-mă de ea. Ale mele lacrimi să le ștergi de-acum, pe fața mi-e tristă, o Iisuse bun. Vreau ca-n totdeauna cu mine să rămâi, să mă iei în brațe și să mă să-mi vindeci rana din sufletul meu, să-mi alini durerea ce mă apasă greu, căci pe nimeni altul pe lume nu am, fără doar pe tine, prietenul meu drag. Doamne Dumnezeule, Tu din ceruri sfânt, aruncă-ți privirea la noi pe pământ și cu bunătate să te neduri de noi, să ne scap, Iisuse, de griji și ne scap, Iisuse, de griji și ce pot să spun, că cei mici, o parte sunt la licee de muzică, adică la școala elementară, așa, care studiază un instrument, fiecare pe felia lui. Deci nu sunt departe de ceea ce se numește muzică. De ce precizez acest lucru? Vedeți dumneavoastră, stimații și iubiții noștri telespectatori și scumpa noastră Ionica, toată lumea vrea pruncul să-i cânte, că vrea bunica, că vrea mama, soacră, că vrea nu știu cine, dar nu se gândește oare acel copil are perspective pentru a deveni ceva în materie de muzică? Toți au loc, de felul cum își conturează locul și se aprofundează ideea de a fi artist, este o muncă titanică și mulți abar nu au ceea ce presupune acest lucru. Ei bine, eu tocmai aceste aspecte încerc să le pun în valoare în relația mea cu copiii.
pentru că sunt niște copii foarte receptivi. În primul rând, dacă îi întrebi pe unul din ei, știți ce îți răspunde? Mă, ce ai învățat de la Angela Buciu? Foarte simplu, zice. Tehnică vocală. Tehnică, ce presupune? Da, da. Păi, zice, respirație, costă diafragmală, emiterea corectă a sunetelor, dicție, frazare, interpretare și, nu în ultimul rând, repertoriu potrivit vârstei mele. Eu le-am zis aceste lucruri, dar ei și le-au conturat și aceste, e ca un slogan pentru ei dacă intră, sunt extraordinari. Țin foarte mult la ei ca să-i pun în valoare, pentru că ceea ce ei învață de acum pot pe parcurs să sedimenteze și să se așeze orice profesie vor avea. Pentru că a avea tehnică vocală este totul ca să reziști în timp pentru a cânta. Acum, ei fiind toți foarte talentați, sigur că numele lor va apărea pe așa și lumea va vedea și va ști cine ce reprezintă. Toți sunt copii cu perspective și îmi pare rău că n-au putut veni mai mulți, dar poate, cine știe, cu o altă ocazie. Oricum, eu sunt bucuroasă. De ce? Pentru că de la această vârstă, eu sunt un om foarte responsabil și conștientizez faptul că nu pot să fiu tot timpul în prim plan. Pentru că trebuie să predăm ștafeta. Dar cu ce și cum? Asta și de ei depinde, de cum vor recepționa acest lucru. Munca de artist este o muncă extenuantă. Lumea ce zice? Doamne, bine-li la artiști aici. Toată ziua cântă, să căruță și văd toată lumea și pe ei nu interesează nimic. Ei nu știu că tu nu ai timp. Că trebuie să fii și mămică, trebuie să fii nevastă. Și apoi ca artist, mai ales dacă ești și într-o instituție profesionistă, acolo lucrurile se schimbă, pentru că acolo există un program pe care trebuie să-l respecti, cât despre ce am făcut noi de-a lungul anilor. Ce greutăți am întâmpinat pe vremea când era frig. Nu știe lumea, copiii de astăzi habar nu au că nu aveam mașini încălzite, că nu aveam hotelurile încălzite, scenele încălzite. Când cântam, microfonul se albea de frig ce era. Pe când acum, dacă vrei să faci meserie, ai toate condițiile și eu le urez succes tuturor celor care au chemare pentru a deveni artiști. Frunză sunt nuc,
satului cu feche. Ai la 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 la. Cu feche și cu fecior, ca o grădină cu flori. La 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 la. Cu feche și cu fecior, ca o grădină cu flori. La 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 la. Să duc la săcerat, la holdan e lângă sat. La 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 la. Și să duc la săcerat, la holdan e lângă sat. La 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 la. Legatul grâului, ai la 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 la. Pe drumul iezărului, ai la 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 la. Și mândruțele cu ei, să lege snopii cei grei. La 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 la. Și-or începe a cânta și de nuntă s-or găta. La 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 la. Nuntă cu fecior și fete, la poale de codru verde. La 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 la. Nuntă cu fecior și fete, la poale de codru verde. La 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 la. Cântat
la bătătură, la 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 la. Ce te răscum într-o glas, mai la 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 la. Scoate fețori la dans, mai la 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 la. Ce te răscum într-o glas, mai la 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 la. Că vin și fete la dans, mai la 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 la. Să joace cum joc și eu, la 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 la. Cum îi dans un satul eu, măi, la 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 la. Ce te rui că cu trei strune, la 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 la. Lasul tău mă duce în lume, la 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 la. Ce te rui că cu trei strune, la 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 la. Lasul tău mă duce în lume, la 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 la. Și mi-e drag cu ține soc, la 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 la. Că miroasa busuioc, măi, la 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 la. La 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 la. Când îmi zice ce te rău, măi, la 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 la. Când îmi zice ce te rău, la 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 la. Tă mai drăgnia cântam, măi, la 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 la. La 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 la
alam. Ce tierașule cu clop, hai să ne nu sta pe loc, mă lai, lai, la, 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 la. Ce tierașule vestit, zâna și din vârtit, la, 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 la. Să ne învârtim pe sub mână, să ne ajung o săptămână, la, 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 la.
ce-am povestit, măi dorule dor. Eu nu vreau să-ți iau drăguță, măi dorule dor. Tu nu vezi că îs micuță, măi dorule dor. Scumpa mea, ce vreau să-ți spun? M-am tot gândit, mă, ce-ar fi potrivit să cânt în această emisiune sau cu această ocazie? Și am zis, ia să vin eu cu niște cântece mai nou înregistrate. Două sunt cu o tentă veselă, una puțin mai tristă.
ce caieri e lână, dorule. Marci un sir și-apoi să lasă dor, doruțule, și să uită pe fereastră, dor, doruțule, toarci un sir și-apoi suschină, cu dor greu e la inimă, dorule. E supărare, dor, doruțule, nu suschină că-i bătrână, suschină că-i singură, dorule. Dor, doruțule, și s-o dus în străinată, dor, doruțule, și-o lăsat-o cu mult dor, fără niciun ajutor, măi, dorule. Dorul-i greu, n-ai cui îl spune, când omul-i singur pe lume, dorule. Aș păstrune până am zile bune. Trage ce chiar aș păstrune până am zile bune. Că vreau să mă înveselesc, că numai o viață trăiesc. Că vreau să mă înveselesc, că numai o viață trăiesc. N-ar cânta, măi, omul pietru ce s-ar fac. Ce chiragi n-ar cânta, măi, omul pietru ce s-ar fac. Ar umbla tot supărat după cât e l-o mâncat. Ar umbla tot supărat după cât e l-o mâncat. Acolo drum mi-o-i famă, unde cântă ce era, măi. Tăt acolo drum mi-o-i famă, unde cântă ce era, măi. Atunci când începe a zice și cel năcăjit să duce. Atunci când începe a zice și cel năcăjit să duce. Hai da-ți moroșeni la joc, măi, ce-mi faceți și mie loc, măi. Hai da-ți moroșeni la joc, măi,
și-l facez și-mi e loc, măi. Îmi face și-mi e loc, mi-o luat căcâiul foc. Îmi face și-mi e loc, mi-o luat căcâiul foc. Ce și e, măi. Hai, mândruci, mă-nvârche, măi. Mie nu-mi place așa și e, măi. Mie nu-mi place așa și e, de picioare-i grija mea. Mie nu-mi place așa și e, de picioare-i grija mea. Și-amândoi cu ce era, multă voie bună-mi va. Și-amândoi cu ce era, om-mi veseli lumea. Ei, dragii mei, iată că și această ediție a ajuns la final. Sunt ferm convinsă că nu a avut ce să nu vă placă de aici, de la Cabana Brădet, din satul Piatra, Comuna Remeți, județul Maramureș, din tot programul pe care vi l-am pus la dispoziție. În speranța că v-ați delectat cu toată această muzică de calitate, doresc să vă mulțumesc, dragi telespectatori, pentru faptul că ne-ați fost alături și de această dată. Vă dau întâlnire din nou, sâmbăta viitoare. Până atunci însă, Ionica Voiculețu-Brumăraș vă adresează îndemnul: oriunde te-ai afla, distrează-te, române, și vă las în compania programelor televiziunii favorit, televiziunea cântecelor noastre.